Florin Crăciu este candidatul la funcția de prim-ministru, susținut de UDMR, USR Plus și Partidul Național Liberal. Președintele Senatului va aparține unui candidat din partea USR Plus, președintele Camerei Deputaților unui candidat din partea Partidului Național Liberal. Cei din USR Plus au insistat să conducă Ministerul Justiției pentru că, spune Dacian Cioloș, e nevoie să fie readusă încrederea pierdută din cauza fostei guvernări. Justiția, pentru că avem mai multe proiecte în programul nostru de guvernare pe care vrem să le asumăm prin Ministerul Justiției. Fondurile europene, inclusiv Planul Național de Redresare și Reziliență, care va aduce miliarde de euro României. După 5 ani în opoziție, UDMR intră din nou la guvernare. Noi ne-am asumat să participăm, să fim alături de colegii noștri, să participăm la formarea majorității. Vom asuma 3 ministere. Deși liderii partidelor din coaliție susțin că negocierile au fost ușoare și nu au existat mari disensiuni pe tema împărțirii portofoliilor, surse politice spun că Ludovic Orban a fost acuzat de colegii de partid că a cedat ministere importante pentru a-și asigura șefia Camerei Deputaților.